Sănătatea și siguranța elevilor rămân preocupări permanente ale Inspectoratului de Poliție al județului Mehedinți. Astfel, copiii au discutat cu polițiștii despre prevenirea victimizării din infracțiuni, dar și despre consecințele absenteismului și abandonului școlar. Florin Sălăgean? Da. Eu sunt comisar de poliție Adrian Tuligă, da, de la Biroul Siguranței Școlară. Noi avem astăzi o activitate de prevenire a violenței în mediul școlar, da, bullying-ului, că ați auzit, da. Și pe siguranță rutieră, după cum vedeți, colegii noștri sunt alături de noi. Cam asta vreau să vă comunicăm, să aveți în atenție felul cum vă jucați și, bineînțeles, m-ar mai interesa, dacă se întâmplă astfel de evenimente, să le raportați, să le spuneți la cadre didactice, da? Da. La director, la profesorul dirigent și, bineînțeles, să-i anunțe și pe noi. Da. Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți, sub coordonarea Biroului Siguranță Școlară, a desfășurat o acțiune informativ-preventivă la Liceul Tehnologic Domnul Tudor. În cadrul unității de învățământ au fost depistați și 3 elevi care absentau, însă de-a lungul timpului nu a fost niciun caz de violență. Astăzi, în instituția noastră școlară, a fost o acțiune de prevenție a violenței și a absenteismului derulată de către poliție plus jandarmerie. Au fost depistați 3 elevi care erau în proximitatea școlii, au fost duși la ore. Să ne spuneți, vă rog, probabil ați întâlnit cazuri în care elevii s-au bătut între ei, s-au șicanat. Cum s-a procedat? Îmi pare foarte rău, în această instituție școlară nu am avut asemenea cazuri. Să ne spuneți despre absenteism. Cum credeți că se va combate într-un fel acest... Există măsuri ale Ministerului Educației în acest sens, există un proiect pe PNRR, deci domnul ministru face eforturi intense pentru a combate absenteismul și la rândul domnului ministru, prin delegații dânsului în teritoriu, prin doamna inspector general, prin domnul inspector general adjunct, încercăm să facem un plan de măsuri coerent pentru a combate absenteismul, dar vă spun că și din statisticile noastre interne, absenteismul este într-o scădere. Consolidarea climatului de siguranță în mediul școlar mehedințean continuă să reprezinte o prioritate a Inspectoratului de Poliție al județului Mehedinți. Inspectoratul de Poliție județean Mehedinți organizează astăzi o acțiune pentru siguranța mediului școlar sub coordonarea Biroului Siguranță Școlară. În acest sens, avem ca și obiective prevenirea delinvenței juvenile și victimizării minorilor, identificarea elevilor care absentează în mod nejustificat de la școală, întâlniri cu conducerea unităților de învățământ, informarea familiilor și reprezentanților legali, prevenirea fenomenului de bullying și a violenței în mediul școlar, verificarea agenților economici și, de asemenea, pe sisteme de securitate a unităților de învățământ. În acest sens, avem efective angrenate în tot județul la unitățile de învățământ. De asemenea, o componentă importantă este și partea de siguranță rutieră, unde echipajele de rutieră acționează pe principalele cauze generatoare, neacordarea de prioritate, viteză excesivă. De asemenea, am desfășurat și o activitate în cadrul proiectului preventiv la Colegiul Tehnic DC Baldi, municipiul Turnu Severin, în colaborare cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, care are ca și scop prevenirea bullying-ului și a violenței. Elevii au fost provocați la dezbateri care au vizat prevenirea violenței în unitățile de învățământ, prevenirea victimizării din infracțiuni informatice, a traficului și consumului de droguri, precum și modalitățile de prevenire a victimizării prin bullying. Cum procedezi atunci când, nu știu, poate un coleg, o fată, un băiat, vine, poate te împinge sau te jignește? Cum procedezi? Nu acționez violent, nu nici verbal, nici fizic. Mă duc la domnul dirigente, îi spun ce s-a întâmplat și de acolo se rezolvă. Ai văzut astfel de cazuri în școli? Copii care s-au bătut? Da, sau... da, s-au bătut, sau au ajuns la spital. La... Și te ferești, într-un fel. Da. Cum procedezi? Mă duc la domnul dirigente și îi spun această situație și acolo hotărăște mai departe. Ai participat la bătăi, poate între copii, între colegi? Nu. Sau ai fost victima? Nu. Eu sunt liniștit așa de felul meu, nu prea. Cine ești de acord cu violența? Nu. Mai bine din vorbă, dacă nu, apelăm la, dacă suntem în incinta școlii, la profesori.
dacă suntem pe stradă, la poliție. Toate aceste acțiuni vizează siguranța elevilor atât în interiorul unităților școlare, cât și în zona adiacentă acestora, mai cu seamă acolo unde își desfășoară activitatea diverse agenți economici.